Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Coperișuri luate de furtună, de vijelie, e ca și cum ar fi fost o viitură în oraș. Imagine că la tsunami atunci în Thailanda. Da, adică nu-ți poți imagina că se întâmplă, știi? Adică nu cred că s-a revărsat jiu. Nu s-a revărsat jiu, nu? Pur și simplu, a fost o vijelie, nu-mi dau seama. Da, furtună violentă. Cod roșu a fost acolo. Zeci de copaci rupți de furtună, acoperișuri smulse, mașini distruse, 500, peste aproape 600 de apeluri la 112 în intervalul respectiv, în 24 de ore. Oamenii absolut disperați. Și sigur a fost cod portocaliu de vijelii cam în toată țara la sfârșitul săptămânii, dar nu ca în Craiova. L-am sunat pe Silviu Grigore, prietenul nostru meteorolog. Bună dimineața, Silviu! Salut, Silviu! Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM. Recunosc că n-am văzut imagini atât de, cum să spun, șocante în urma unei vijelii, a unei ploi torențiale, e adevărat, dar cu străzile acelea inundate cu apa de un metru și cât era acolo, am văzut imagini de genul ăsta la inundații, când se rupea un dig sau era vreo viitură, vreun torent, ceva de genul ăsta. Dar ce s-a întâmplat acolo? Câtă apă a căzut atât de mult încât să arate așa? Chiar foarte mult ascultându-vă, pot să spun că l-ați creionat foarte bine un tablou al unui eveniment hidrometeorologic extrem, putem spune, pentru că, într-adevăr, imaginile pe care le-am urmărit cu toți din Craiova ne-au arătat ce se poate întâmpla atunci când se creează un cumul de factori, astfel încât vorbim nu doar despre o instabilitate atmosferică foarte accentuată ce a dus la dezvoltarea norilor convective, acei nori de furtună care se dezvoltă până la înălțimi foarte mari, peste 10.000 de metri, au un conținut foarte mare de umezeală care evident ajunge la sol sub formă de precipitații, dar vorbim și despre infrastructura locală urbană care, evident, atunci când cad precipitații în aproximativ 2 ore, să spunem, comparabil cu cantitatea pe care ar trebui să o înregistrăm în aproape o lună, evident că nicio infrastructură de preluare a apei pluviale nu poate să facă față. Adică, concret, în municipiul Craiova, mai puțin de 2 ore, au căzut în anumite zone peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Au fost zone în proximitatea municipiului Craiova în care a plouat în același interval sau aproximativ în același interval aproape 70 de litri pe metru pătrat. Adică cam cât ar trebui să plouă într-o lună întreagă. Evident că în acest context rețeaua de canalizare nu poate prelua această cantitate imensă de apă. Da, am văzut, aici și erau niște oameni foarte nemulțumiți, spuneau, nu se poate în secolul în care trăim să fie apă așa pe străzi. Îmi pare rău, dar este un fenomen meteorologic extrem, nu ai cum să prevezi astfel de lucruri sau să construiești o infrastructură care să preia o astfel de cantitate. Efectele lui sunt atât de rapide și destructive, exact, încât măsuri de prevenire sunt greu de luat. Dar măsuri de prevenire pot fi luate în timp, adică trebuie dimensionată rețeaua de canalizare, trebuie gândită o dezvoltare durabilă a aglomerărilor urbane, a orașelor mari, astfel încât să poată fi gândit un sistem care să diminueze oarecum efectele unui astfel de eveniment hidrometeorologic, pentru că, așa cum spuneam, este greu de crezut că ele pot fi prevenite în totalitate. Dar, pentru că vorbeați voi despre coduri, portocalii, broșii, să știți că și astăzi, dar și în zilele următoare, vor fi astfel de avertizări, de atenționări, pentru că instabilitatea va fi destul de accentuată. Și dacă astăzi vorbim despre instabilitatea atmosferică accentuată în zonele montane, din nou în Oltenia, poate pe alocuri în Transilvania și în Moldova, de mâine, dar mai ales de la jumătatea săptămânii, din nou vor fi condiții pentru dezvoltarea și manifestarea furtunilor puternice și accentuez acest lucru, mai ales pentru zilele de miercuri și joi. Miercuri, practic peste jumătate de țară, va fi afectată de astfel de fenomene. E adevărat că nu peste tot cu intensitate deosebită și cu efecte destructive, dar din nou vor fi vijelii, grindină, cantități de apă importante, risc de formare a viiturilor și așa mai departe. Și în tot acest context nu trebuie să uităm de caniculă, pentru că valul de căldură ce ne-a afectat în zilele precedente se intensifică astăzi, mai ales peste vestul țării, unde astăzi și mâine
este în vigoare un cod portocaliu, adică maximele la umbră până spre 36-38 de grade Celsius, cele resimțite peste 40. Ai idee, Silviu, cam cât mai ține toată această situație cu caniculă și, evident, risc de vijelii? Idei, bineînțeles că avem. Din punct de vedere al evoluției regimului termic, lucrurile evoluează, așa cum am spus, astăzi și mâine, într-un mod, hai să-l numim, nefavorabil, adică disconfort termic accentuat, temperaturi peste pragul caniculei, peste 35 de grade, chiar spre 37-38 de grade în regiunile vestice, mai ales în zonele de câmpie și de deal din Maramureș până în Banat, cod galben în celelalte zone de câmpie, de podiști, chiar și de deal. Mâine, o situație, spuneam, asemănătoare, încă rămân în vigoare cele două coduri, apoi temperaturile vor scădea și chiar vor scădea semnificativ. Vor fi zone din țară în care vor scădea mai bine de 10 grade Celsius față de cele de la începutul săptămânii. Mă refer la cea de-a doua parte a săptămânii, dar furtunile, spuneam că rămân de interes. Această schimbare de masă de aer se va produce pe fondul accentuării semnificative și subliniez acest lucru a instabilității atmosferice, iar furtunile, dacă vor fi de interes miercuri, cel mai probabil în vest, nord, centru, sud, vest, nord, est, joi, vor fi de interes mai ales în regiunile sudice, sudestice, adică nu scapă zone care au fost deja afectate de astfel de fenomene. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, Silviu Grigoriu. Zi bună, Zorin! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.